Bun găsit! Dacă v-ați întrebat vreodată cum arată o casă din 1778, fierării sau mori sau biserici din lemn, astăzi veți avea ocazia să le vedeți. Vom afla istoria primului muzeu în aer liber, Parcul Etnografic Romulus Vuia. Dacă vrem să vedem singura biserică zidită de Horea, conducătorul răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania, trebuie să intrăm în pădurea Hoia. Lăcașul de cult e o mărturie a satului Cizer și a unor tradiții pierdute în timp. Dacă zidurile de lemn ar putea vorbi, ne-ar povesti despre adunări obstești, procese de judecată la care asista tot satul și chiar Hore. Ridicată în 1773, biserica din spatele nostru este adusă din satul Cizer, județul Sălaj. Ea este cumva vedeta muzeului nostru prin faptul că este legată de Horea, marele nostru revoluționar din Țara Moților. A fost construită de o echipă de dulgheri condusă de Horea înainte de revoluția pe care Horea a condus-o și reflectă, să spun așa, o etapă destul de înaintată în evoluția bisericilor din lemn din spațiul nord-vest transilvanian. Turnul este foarte înalt și este și acum, dar era un element de prestigiu comunitar. Planimetria poligonală pe capete este iarăși un element care conotează această evoluție despre care spuneam. Și, să spun așa, elementele de specific sunt date de târnațul care înconjoară aproape toată biserica, mai puțin spațiul sacru, târnați destinat adăpostirii enoriașilor în zilele mai ploioase. Muzeul oferă vizitatorilor o imagine bogată asupra civilizației și culturii rurale transilvanene. Vizitatorii noștri vor putea lua contact cu piese, cu construcții de diferite dimensiuni și cu diferite funcționalități care reflectă atât modul de locuire, cât și ocupațiile specifice acestui spațiu transilvanean. Avem o serie întreagă de gospodării din Maramureș, spre exemplu, din județul Cluj, spre exemplu, avem din localitatea Geaca și localitatea Bedeciu, avem din Secuime, avem din județul Bistrița-Năsăud, iarăși gospodării, din județul Bihor. Deci o serie întreagă de construcții, case, șuri, instalații tehnice țărănești, teascuri, spre exemplu, sau Fierării, avem și un șteam pe aurifer, o instalație care era folosită până în spre mijlocul secolului al XX-lea pe Valea Reșului pentru obținerea aurului și alte obiecte care, cum spuneam, ne arată modul în care locuitorii din mediul rural, din Transilvania, trăiau. Un alt punct de atracție din muzeu este o gospodărie de pe Valea Marei. Cele trei încăperi ale casei sunt ca o poartă de intrare în secolul al XVIII-lea. Aici putem vedea farfurii, ulcioare și țesături unicate. Este o gospodărie oarecum specială în muzeul nostru, pentru că are o caracteristică, să spunem așa, mai aparte. Este o gospodărie cu două curți. Casa
este datată 1795 și pe lângă casa principală, pe lângă casă, ca element principal al gospodăriei, o casă construită din stejar masiv, gospodăria conține două arii. O arie, o curte pentru oameni și o curte pentru animale, despărțite aceste două arii cu un gard interior. Casa și gospodăria în ansamblul ei are un inventar, să spun eu așa, complet tipic pentru zona Maramureșului. Pe lângă planimetria caracteristică și volumele și acoperișurile caracteristice spațiului maramureșan. Adică acoperișuri mari, înalte. Înalte, da. Acoperișul, după cum vedeți, este făcut din lemn. Pe lângă această casă există și o cămară exterioară în care se țineau alimentele în volume mai mari, sați sau, știu eu, grâne puse în lăzi din lemn. Casa are și o prisacă în lateralul ei. Gospodăria este tipică pentru spațiul în care se creșteau vitele mari, în special. De aceea, curtea pentru animale are un spațiu generos și are în conținutul ei acele construcții destinate special creșterii animalelor. Șura cu două poieți, are un fânar cu un acoperiș mobil, are și o fântână în care de la care se adăpau animalele, după cum există o fântână și în curtea oamenilor. După cum vedeți, putem vedea o gospodărie complexă care reflectă atât ocupațiile zonei, cât și modul de locuire. Și când spun modul de locuire, mă refer în special la interiorul casei, așa cum era mobilată, între ghilimele, o casă tipic pentru spațiul Maramureșului. Casa din Maramureș este mobilată atât cât era strict necesar și în cele patru colțuri ale casei, fiecare colț avea o funcționalitate precisă, chiar și ritualic vorbind, avem evident un cuptor masiv, o vatră pe care se gătea mâncarea. Avem apoi un colț cu patul și care colț are o impresionantă rudă pe care sunt expuse țesături alese. Celălalt colț este colțul cu masa. Pe cele două laturi ale colțului sunt pereții sunt bogat ornamentați cu ceramică tradițională și colțul de după ușă în care se țineau diferite obiecte necesare traiului de zi cu zi. Muzeul a fost amenajat în secolul 20. La început, pe suprafața de 75 de hectare, exista o singură gospodărie. Primul monument adus în acest muzeu, Casa Moțului Văsar de la Vidra, este de altfel primul monument din întreaga România care a fost colecționat și expus într-un muzeu etnografic. Au urmat nenumărate alte monumente extrem de interesante, importante, multe dintre ele cele adunate în perioada interbelică, sigur că, din păcate, s-au pierdut în timpul celui de-al doilea război mondial. Atunci, în prima fază a existenței parcului, până aproximativ în anii 1950, acest parc etnografic era conceput ca un spațiu în care familiile țărănești să locuiască în interiorul caselor și gospodăriilor care erau aduse aici, lucru care era oarecum discutabil, pentru că
a existat multe critici ale acestui sistem, care acum văd că revine oarecum în actualitate. Într-un anume fel, au fost considerate aceste muzee în aer liber ca un fel de grădini zoologice cu țărani. Dar au locuit țărani până la urmă aici? Au locuit aici, dar nu foarte mult timp. Unii au stat mai mult, alții stăteau câteva luni și plecau. Nu dispuneau practic de confortul la care se așteptau într-un oraș și pe care deja îl solicitau. În perioada celui de-al doilea război mondial, cetățenii Clujului care veneau aici din Ungaria pentru a locui în acest oraș au fost chiar repartizați în construcțiile din parcul etnografic, dar au refuzat să locuiască aici pentru că nu întrunau confortul la care se așteptau chiar și în perioada respectivă. Construcțiile au rămas abandonate și s-au distrus, cu două excepții notabile. Casa moțului Văsar de la Vidra, care a fost și ea grav avariată, dar a fost reconstruită, și un element foarte important pe care îl deținea atunci parcul etnografic, restaurantul Gaudeamus. Restaurantul Gaudeamus se afla sub pădurea Hoia, în apropierea, în perimetrul de atunci al muzeului. Însă nici acesta nu a supraviețuit foarte mult timp, fiind distrus de un incendiu în anul 1951. Restaurantul era din lemn, din piatră? Restaurantul era din lemn și era locul în care se desfășurau maialurile, adică sărbările de 10 mai, de fapt, care era ziua regelui, dar și sărbători de 1 mai erau practicate în perioada respectivă. Restaurantul funcționa cumva în cadrul acestei unități economice care era pe vremea aceea parcul etnografic, pentru că o parte a produselor, a producției agricole din parc era comercializată prin intermediul restaurantului. Sigur, partea nu era foarte mare, restaurantul avea o autonomie proprie. După al doilea război mondial a urmat o perioadă în care perimetrul parcului a fost restrâns foarte mult și să menționăm, gardul în jurul parcului etnografic a fost instalat abia în anii 1960, deci până atunci aceste monumente de aici nici măcar nu erau înconjurate cu un gard, dar reglementările legate de protecția patrimoniului au impus treptat o altă abordare a politicii muzeografice referitoare de monumentele în aer liber și a făcut practic imposibilă locuirea lor în continuare și de asemenea păstrarea lor nesecurizate. Câte monumente sunt aici? Există 55 de obiective majore, dar obiectivele existente în parc sunt mult mai multe. Există elemente de patrimoniu mobil de foarte mare valoare care se află în interiorul caselor. Ne puteți da câteva exemple? Printre cele mai vechi gospodării sunt cea din Cașin Imper din zona Secuimii, care este datată în 1678. Avem de asemenea o casă din Cămârțana, Țara Oașului, datată 1725, care este cea mai veche casă românească păstrată în vreun muzeu din lume. Și care sunt caracteristicile ei, de fapt? Este o casă acoperită cu paie, din bârnă de lemn, într-o manieră de construcție tradițională și cu o gospodărie care urmează să fie completată în vederea expunerii. Mai avem de asemenea trei biserici extrem de reprezentative din zona Sălajului și din zona Bistriței, din nord-estul Transilvaniei. Etnograful Romulus Vuia s-a inspirat de la suedezi când a făcut planurile pentru acest muzeu. Ca să redea cât mai exact lumea satului, folcloristul a stat câteva săptămâni pe o insulă din Suedia și a luat notițe. În 1923,
Romulus Vuia este numit directorul acestei instituții și în un an ulterior, în 1924, va face o vizită de documentare în Suedia, unde era celebru primul de acest gen, Muzeu Skansen din Stockholm, pe o insulă din Stockholm, care i-a fost un model savantului român, pentru că această realizare a suedezilor a fost prima în lume și Romulus Vuia s-a gândit în mentalitatea timpului să facă o grădină a națiunii. Pentru că în 1922 era o fundație a principelui Carol al II-lea, încă nu era rege, a mai spus treaba asta, Carol al II-lea are un merit deosebit în implicarea și sprijinul culturii naționale. Și din această comisie a făcut parte rectorul de atunci, primul rector al Universității Clujene Românești, Sextiliu Pușcariu, a mai făcut parte, sigur că da, George Vâlsan, a făcut parte un istoric Panaitescu, Emil Panaitescu, nu Pepe Panaitescu, și bineînțeles Romulus Vuia, care au făcut acest plan de realizare acestui parc pe lângă muzeu. Muzeul, am mai spus, funcționa în actuala piață Mihai Viteazu, clădirea nu mai există, nu mai amintim, am amintit data trecută, și parcul acesta va fi realizat în 1929, în aprilie. Cum arăta acest teren în 1929? Ce era aici? Da, foarte bine. Acest teren aparținea inițial, înainte de 1918, statusului romano-catolic. Noi am mai vorbit de așa ceva. Și apoi a fost folosit de Academia Agronomică, astăzi este USAMV-ul de astăzi. Romulus Vuia a fost în conflict cu ei pentru a obține acest teren. Inițial, nu acest teren dorea să-l obțină, dorea să obțină cetățuia. Și chiar cetățuia cu locuințele săpate în stâncă, ca să fie o treabă inedită. Consiliul Orășenesc nu i-a aprobat această cerere și atunci a rămas acest teren, care avea 129 de iugăre, asta vine cam 74-75 de hectare. Deci a fost oarecare luptă pentru obținerea acestui teren și din 1929, din aprilie, de fapt este scris și pe frontispiciu porții de intrare a muzeului, s-a fondat, dar printr-o act în monitorul oficial în 1932 și din 1932 acest parc național, care va purta numele și de Carol al II-lea, este normal, pentru că am mai spus de contribuția regelui, s-a unit din punct de vedere juridic cu muzeul. Deci erau o persoană juridică muzeul și parcul etnografic. Foarte interesant că avea un regulament extrem de, să spunem, în trend european de acum. Adică, în colaborare cu prefectura, care era prefectul de atunci, era și șeful poliției Clujului, Septimiu Mureșan, ei vor da un regulament de folosire a parcului, deci cum să te comporți, cum să se manifeste unele, cum să spun, intenții de culturalizare a maselor, mă refer la sărbători, sărbări, dacă armata poate sau nu poate să facă exerciții militare. Putea să facă. Numai cu acceptul direcțiunii. Dar în general nu. Bine, acum zona Dacoveza aici, sigur că da, este strategică, mai ales gândindu-ne la perioada respectivă. Și alte și alte treburi în care existau interdicțiile sau acceptul de rigoare, dar totul trecea prin filiera direcțiunii de atunci. Este foarte interesant că Romulus Vuia a gândit acest muzeu ca un muzeu viu. Inițial, Romulus Vuia a avut un proiect mult mai amplu. Dorea să aibă aici vreo 7 biserici, vreo 16 gospodării, etc. Acum nu vi le enumăr pe toate, pentru că nu s-a putut realiza, nu avea fondurile necesare. Mai ales că între 1930-33, România, ca și de fapt întreaga lume, a cunoscut o profundă criză economică. După 1945, muzeul, adică Romulus Vuia, este pensionat forțat de către autoritățile comuniste.
Muzeul, adică parcul este reorganizat. Vin în sensul în care erau patru sectoare, astăzi cred că sunt numai două, patru sectoare, un sector care venea, un sector zonal, fiecare zonă cu caracteristicile sale, apoi un sector tehnic, să-i spunem, un sector tehnic, adică toată, hai să zicem, între ghilimele, aparatura de care se folosea țăranul român, pe urmă era un sector etnobotanic, a nu te gândi la etnobotanicile care au cu totul altă semantică, în care arăta flora care creștea în zona respectivă, pentru că mai trebuia să fie și un sector etnozoologic, cu animale, cu caracteristicile zonei și animalelor respective și uneltelor care erau folosite. Asta, modelul ăsta l-a luat de la Skansen. El a încercat să fie pus în vigoare de către Valer Butură, care a fost și director a acestui parc. A fost la un moment dat până în, și Teodor Oprișor, trebuie să-l amintim și pe el, până în 1964 a fost. Și din 1964 au rămas numai două sectoare. După acest aspect, care ți l-am relatat înainte, vine Revoluția din 1989, iar în 1993 parcul capătă denumirea logică, după părerea mea și numai a mea, de Romulus Vuia, deci Parcul Etnografic Romulus Vuia. În parcul etnografic se poate admira și statuia unui cioban. Sute de ani, clevetitorii din cetatea veche au răspândit o legendă despre acest personaj. Se spunea că tânărul Donat a salvat Clujul de armata turcă cu prețul propriei vieți. Sunt mai multe variante. Sigur, este varianta cu ciobanul Donat. Se pare că în bătălia 1660-61, când Clujul a fost asediat de turci, turcii ar fi trecut pe aici cu tunurile grele. Era un drum, înainte era un drum, drumul Sării, care venea de la Oradea până la, pe la porțile Meseșului și trecea pe aici. Deci turcii au lărgit, au făcut o logistică. De ce? Pentru că orașul nostru nu putea fi asediat, adică era mai greu de asediat din partea de nord și de vest, pentru că existau șanțuri cu apă și mai exista și mlaștina respectivă de care am vorbit în cazul Parcului Mare, iar zona cea mai sensibilă a Clujului era zona de sud. Și de aceea aceste tunuri au fost transportate până în locul de astăzi a Hajongardului. De ce, o să mă întreb, cum, de ce a trebuit să le ducă până acolo? Pentru că puterea lor de percuție era precizia cam 200-300 de metri. Puteau să tragă și de la 500 de metri, dar nu aveau eficacitate. Și acolo, când clujenii se aflau în fața unui astfel de pericol, cum s-au aflat, de exemplu, la finele secolului al XVII-lea în fața armatei imperiale, să-ți dau un exemplu, au capitulat, pentru că acolo era punctul sensibil. De asemenea, se vorbește de Donat, de ciobănașul care ar fi anunțat locuitorii Clujului de pericolul iminent că turcii vor să devieze Albia Someșului prin acest loc, prin această tăietură, și să lase orașul fără apă. Și aici este, și el a fugit până în Cluj, pe partea principală, pe partea mănăștului de aici, a anunțat Consiliul de Conducere și până a murit. Acum hai să fim serioși, asta e legendă, e foarte frumoasă, o legendă care e din secolul al XIX-lea, dar un cioban tânăr, sănătos, după 3 km, 3 km jumate cât e distanța de aici până în centru, nu cred că ar fi decedat. Dar simbolul contează și încă o treabă, Clujul nu era dependent numai de Someș, el era aprovizionat între ghilimele cu apă din pâraele care veneau de pe dealul Feleacului. Unul dintre ei este pârâul țiganilor, probabil o să ți-a mai spus de el, și fântânile care erau înăuntru și șanțurile respective, și dacă erau golite de apă, erau destul de greu de atacat. Plus că era o lucrare dificilă și de amploare să devie Someșul și Albia și asta. O treabă de asta, o tentativă de asta, au avut-o și curuții. Noi am mai vorbit de curuții lobonți când am vorbit de cetățuie. Ei iarăși au folosit acest punct strategic, care, sigur, a intrat în legenda clujenilor ca Donat, și mai se spune legendă că el cobora în fiecare noapte în Cluj
se uita dacă totul este ok, lua apă din somă și se întorcea. Muzeul poate fi vizitat de miercuri până duminică în intervalul 10-18 orar de vară și 9-16 orar de iarnă. În prețul biletului este inclusă și o hartă cu organizarea parcului. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.